Seria originală Teen Titans a fost destul de cunoscută și chiar și acum mai apar informații cu privire la această serie și chiar și teorii cu privire la ea. Hai să vorbim azi despre Robin și să vedem dacă acest personaj avea sau nu probleme în această serie. Ok, dar înainte de a începe acest clip, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Gaming România, care zice: primul, thanks gaming că te uiți. De-a lungul seriei Teen Titans am văzut cum personajele se leagă de niște probleme destul de serioase, așa. Poate că ăsta fiind și motivul pentru care această serie a prins atât de bine de-a lungul timpului. Unul dintre exemplele cele mai cunoscute în acest sens este modul cum seria a arătat cum Robin suferea de PTSD, și anume o boală mentală care este provocată de un eveniment traumatic din viața cuiva. Fie că persoana a trăit acel eveniment pe pielea ei sau a văzut acel eveniment, iar de atunci are de a face cu anxietate severă, coșmaruri și amintiri neplăcute. În episodul respectiv, după ce Robin îl înfrânge pe Slade, începe să se uite prin lucrurile lui Slade. Ceilalți titani știu însă că Slade a dispărut, dar Robin continuă să-l caute, pentru că Slade nu a fost niciodată capturat sau localizat de titani. Gândul ăsta rămâne alături de Robin, chiar și când se luptă împotriva unui alt villain. Alucinează atunci că îl vede pe Slade și ia decizia de a începe să-l urmărească. Vedea ce-l prinde, Slade îi spune lui Robin planul său și dispare. Ceilalți titani îl acuză atunci pe Robin că i-a lăsat în urmă, atunci când aveau cea mai multă nevoie de el. Robin o acuză și pe Starfire că l-a lăsat pe Slade să scape și ia decizia de a-și părăsi prietenii pentru a-l căuta singur pe Slade. Bine, plotul evoluează destul de mult din acest punct și se dovedește practic că Slade a avut în masca sa un fel de gaz special care l-a făcut pe Robin să își imagineze lucrurile care le vedem în acest episod, el fiind singurul care inhalează acest gaz. Sau că Robin avea în sânge niște nanoroboți care l-ar fi făcut să imagineze toate aceste lucruri, iar cauza nu ar fi fost de fapt PTSD-ul. Oricum, un episod destul de trist așa din Teen Titans. Voi ce ziceți? Robin a fost afectat de o armă secretă a lui Slade sau chiar avea ceva probleme mentale? Puteți să lăsați un comentariu mai în jos. Iar dacă vreți să vedeți un clip în care vă zic despre un alt posibil series făcut de către cei de la Warner, uitați aici un clip în care vă spun despre cum ar putea apărea Learning with PB. Ia dați un tap aici ca să vedeți despre ce e vorba.